Smart. Bună, sunt Ioana și având în vedere situația în care ne aflăm, m-am gândit să te ajut cu câteva sfaturi despre cum să-ți ridici imunitatea, care de altfel este foarte importantă cu sau fără COVID. Sistemul imunitar este exact așa cum spune și numele, un sistem și nu o singură entitate, iar pentru a funcționa bine are nevoie de echilibru și armonie. Una dintre cele mai simple și mai eficiente modalități de a proteja organismul de boli este de a consuma alimente și băuturi care conțin substanțe care activează sistemul imunitar. Pentru asta trebuie să introduci în dieta ta cât mai multe semințe și nuci. Consumă legume și fructe, mai ales cele roșii, portocalii și galbene, care sunt bogate în carotenoide, antioxidanți care ajută organismul la distrugerea virusilor. Bea o limonadă pe zi dintr-o lămâie și o portocală. Vitamina C are un puternic efect antioxidant și îmbunătățește efectele vitaminei E. Are efecte benefice în special în infecțiile respiratorii și răceli. La fel de importante sunt sursele naturale de probiotice, adică alimentele fermentate precum iaurtul, chefirul, laptele bătut și sana. Printre alimentele minune care ajută la creșterea și întreținerea sistemului imunitar se numără și ghimbirul, usturoiul, pătrunjelul, polenul și mierea de manuca. Un alt aspect foarte important, mișcarea. Sportul are ca efect și reducerea nivelului de cortizol, hormonul stresului, care compromite funcția imună. Numeroase studii arată că sportul scade riscul de îmbolnăvire cu până la 50%. Somnul este și el esențial. Dorm între 7 și 9 ore pe noapte în condiții cât mai bune, adică la o temperatură scăzută, în liniște și întuneric beznă. Suplimentele pot fi și ele folosite pentru susținerea sistemului imunitar, însă indicat să fie luate la recomandarea doctorului. Printre suplimentele eficiente se află vitamina C, uleiul de cătină, echinacea, suplimente pe bază de fier și seleniu. Și pentru final am ceva interesant despre care probabil nu știai, cum nici eu nu știam până să descoper. Un studiu realizat la Universitatea Johann Wolfgang Goethe din Frankfurt arată că atunci când cântăm, ne simțim atât de bine încât nivelul anticorpilor produși de organismul nostru crește ușor. So that's it, sper că ți-am fost de ajutor, pe data viitoare! Vocea gândurilor tale.